Dar dumneata în ce calitate? Da? Dar ce calitate vorbim? E cetățean al comunei, care și-a bătut-o de comună. Lasă, bine că și-a, dacă și-a bătut-o, da, bine că s-a bătut, așa ești, dumneata. Gata, terminați-o, vă rog frumos. Are o treabă să facă cola acolo. Cele peste 2600 de cetățeni cu drept de vot din Comuna Coșoveni au mers la urne duminică nu doar pentru Parlamentul European, ci și pentru Consiliul Local. Cum s-a ajuns la această situație? În urma unei răfuieli politice dintre fostul primar Ilie Dumitru și actualul edil șef Nicușor Coandă, niciunul dintre aleși nu s-a mai prezentat la ședința din luna mai anul trecut. Consiliul Local Coșoveni a fost dizolvat în ianuarie printr-o hotărâre a Tribunalului Dolj. În ziua alegerilor, cu puțin timp înainte de deschiderea secțiilor de votare, unul dintre candidații PDL a depus o plângere la poliție în care a sesizat faptul că pe timpul nopții persoane necunoscute au tăiat cauciucurile de la mai multe autoturisme. Eu normal aici îmi parchez mașinile, că este în fața mea, în fața porții mele. Cei de la PSD, părerea mea, sunt cei care ne-au tăiat toate cauciucurile, pentru că la majoritatea din partidul PDL s-au tăiat cauciucurile la toate mașinile. Și nu este ceva neapărat personal, adică personal n-are cum. Ceva sub orice critică, să tai toate cauciucurile la toate mașinile noaptea, când, apropo, se ia, s-au luat și curentul la ora 4. Deci instantaneu, este logică intenționat. Am o întrebare. De ce până acum n-a fost în Comuna Coșoveni, de la Revoluție până azi noapte, tăiat niciun cauciuc? Unu. A doua întrebare. Cum de până acum au funcționat camere de luat vederi și azi noapte n-au mai funcționat? 3. Cum se întâmplă că în azi noapte, între orele, nu știu, 3-4, s-a întrerupt curentul și atunci au fost tăiate cauciucurile? Primarul PSD-ist Nicușor Coandă a explicat de ce s-a întrerupt curentul electric. Eu am sesizat la deranjamente CEZ-ul despre pana respectivă. A venit 5 minute după vreo oră, s-a oprit. A venit mai spre dimineață, am făcut a doua sesizare la CEZ cu specificația că suntem într-un proces electoral și e important ca pana să remedieze cât mai urgent. În același timp am discutat și cu ofițerul de presă la prefectura Dolj, în speranța de a mă ajuta și de a urgenta această intervenție. Am aflat dimineață când a venit curent, a fost o pană de curent la Vicola Cârcea. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut lucrurile și a lua măsurile care se impun. Președintele PDL Dolj, Marian Jean Marinescu, a semnalat încă o neregulă privind procesul de votare în Comuna Coșoveni. Acesta a declarat duminică pentru Gazeta de Sud că sunt cereri de vot cu urna mobilă semnate de un medic candidat la Consiliul Local din partea PSD. Mai mult, pentru Consiliul Local sunt unele persoane netransportabile, dar acestea nu au făcut cerere și pentru alegerile europene, ceea ce înseamnă că la alegerile europene se pot duce pe picioare, iar la cele locale nu, a mai spus liderul pedelist. Medicul Elena Gogone a declarat însă că lucrurile stau cu totul altfel. A fost făcută o reclamație că am dat o adeverință medicală la un pacient care nu este în evidența mea și care este la pat cu un accident vascular sechelar. În urma consultației am dreptul să eliberez o adeverință medicală. Asta a fost situația. Am înțeles că ei reclamă și faptul că dumneavoastră sunteți și candidată și ați eliberat. Dar asta nu împietează cu nimic asupra faptului că sunt și medic în același timp.